Vrum, vrum! Uite ce mașină am! Ha? Yeah! Această Barbie e din sezonul trecut! Nu o să te potrivești cu păpușile mele! Hei, păpuș Barbie! Vreți să ne jucăm, dar nu vorbești serios? Ți-am spus! Va trebui să pleci! Așa mai merge! E perfectă! Livrare! Mulțumesc! Acum hai să scăpăm de tine! Pa! Au! Nu din nou! Nu mai aruncați chestii în casă! Oh, ce tare! Mi-a lăsat o păpușă! Măcar nu e supă ca data trecută! Nu arăți prea bine! Înțeleg de ce te-a aruncat! Ei bine, ai venit în locul potrivit! Sunt un fel de expert la reciclare, să știi! Întâi trebuie să-ți spălăm fața! Îți e sete? Ce păcat! Folosim sucul ăsta vechi pentru a te spăla! Acum iau niște coși de cartofi și le bag în pământul umed! E cel mai bun exfoliant cunoscut de om! Frecăm bine! Uh-oh! Unde ți-e fața? Ops, o să o pun la loc, nu-ți face griji! Gata! Ești sigur de asta? Ah, corect! Din fericire, mai am multe trucuri în mânecă! Mestecă asta și dinții tăi vor străluci cât ai zice pește! Acum ești curată! Ești frumoasă, dar ai nevoie de niște modificări! Ha? Cum adică? Trebuie să-ți pun o mască! Îngrijirea pielii e importantă, știi? Uh-oh! Nu e pentru tine! Dar asta e! Vezi? Se potrivește! Perfect! Cred că e gata! Cum arăt? Ce n-ai... Ce e? E inacceptabil! Ce ai mâncat? Trebuie să-ți speriem dinții! Așa, e gata! Wow, un zâmbet perfect! Folosește astea! Wow, o mini periuță, mulțumesc! E mică, dar își face treaba! Tare! Oh. 1, 2, 3. Ha? Ceva miroase ciudat! Ce-o fi? Nu sunt eu! Ha? Iu! Ce? Iac, miroși atât de rău! Stai să te ajut! Oh, ce m-aș face fără tine? Am nevoie de o baie! O baie, zici? Nu trage cu ochiul! Nu, nu mă uit! Oh, în sfârșit! Aveam mare nevoie de o baie! Am spus să nu te uiți! Nu va dura mult! Trebuie să stau aici o vreme! Ah, ce bine e! Picioarele tale! Trebuie să le epilăm! Am găsit soluția! Glumești! Normal! Nu e foarte grav, dar nu-l putem lăsa să devină prea lung, chiar dacă și acum e mult! Hai să te ștergem! Ce bine a fost! Și totul datorită ție! Wow! O, Doamne! Trebuie neapărat să mă spăl! Și locul ăsta ar trebui... Oh, mă ajut puțin? Stai! Ce scârbos! Ți-ai băgat degetele de la picioare în oțet? Trebuie să te speli de câteva ori! Bine că mai am puțin din ăsta! Oh, nu! M-am pripit! Mă rog, voi improviza! Asta e sosul meu secret! Ai auzit, Barbie? E sunetul creativității! Scufundă-te! Arată bine! Stai puțin! Nu așa procedăm noi aici! Mai întâi iau o ferie și o pormașină. Apoi le prind una de alta și bag feria în cadă, vezi? Acum putem trece la spălat! Oh, mă gâdilă! Wow, cred că merge! De minune! Au! Barbie! M-am lipit! O, Doamne! Se pare că va trebui să-ți tundem părul! Mă tunzi? Nu! Prea târziu! Frumos! Nu? Atunci o să-l tunzi! Chiar o să-l tunzi de tot? Asta e planul! Nu? Stai! Am un plan! Vrei păr blond, nu-i așa? Ei bine, pot să-l fac auriu! Acum vei străluci și mai mult! Și încă una aici! Wow, îmi place! Mersi! Vrei niște gustări? Ops! Au!
Oh, nu fi atât de dramatică! Ești bine, vezi? Ce s-a întâmplat cu părul tău? Răspunsul meu e nu! Asta este un da categoric! Ce ai făcut? Nu plânge! Am un plan! Dar mai întâi să aruncăm o privire la știri! Părul roz e la modă, nu? Pot lucra cu asta! În primul rând voi tăia ziarul în fâșii! Lungimea nu contează prea mult în acest stadiu. Acum iau o fâcie și o rulez așa. O voi rula cât mai strâns. Apoi îi dau drumul. Aici devine serioasă treaba. Lipesc fiecare fir pe capul lui Barbie. Și acum spray-ul roz. Cred că a ieșit destul de bine. Frumos, ha? Rochia ta are găuri. Aha, am o idee. Voi transforma șoseta asta într-o rochie. În casa asta lucrurile se folosesc. Sau ar trebui să spun curtea din spate. E timpul să-ți provezi noua rochie. Spune adio cârpei astea vechi. În sfârșit ești zdrobitoare. Să dăm drumul petrecerii. Wow! Uhu! Hai să folosim dolarul ăsta într-un mod util. Îți facem o rochie. Da, să cumperi o rochie e ușor. Dar să o faci e mult mai distractiv. Primul pas e gata. Acum o să fac mai multe la fel. Ca să creez o rochie ar trebui să fie suficient. Acum vine partea distractivă. Să asamblăm totul. Wow! E mult mai bine decât să cumpere o rochie nouă. Wow! Chiar e cool. Hei, uite-te la noua mea jucărie. Wow, uite-o pe a mea. Wow! E jucăria mea veche! Nu se poate! Am terminat-o cu tine! Pa! Hei, tu cine ești? Hai să ne jucăm! Se pare că sunt doar eu și păpușile! Dăm! Alarma! Oh! Mon Dieu! Trebuie să plec de aici! Pârtie! Da! Wow! Asta nu e a mea! Oh. Tu! Nu te mișca! Păpușile nu sunt gratis, domnișoară! Mergi la închisoare! Ce? N-am ce căuta aici! Ajutor! E timpul să plătești pentru crima ta! Locul ăsta e așa dezgustător! Și miroase a... toaletă! Oh. Chestia asta pare toxică! Dar cred că văd ceva! O păpușă? Cine te-a pus acolo? Ajută-mă! Oh, e în regulă, păpușică? Hă? Apa aia seamănă cu cea din canalizare, dar cred că e mai bine decât nimic. Ține-te de nas! Bleah. Cel puțin a dispărut mâzga aia verde. Aș putea folosi cârpa aia. Spune-o cu voce tare, fii mândru! Mersi! Poftim! Sunt proaspătă și curată! Ce scârbos! Poți lua asta înapoi acum? Totul e permis! La naiba! Am alergii din nou, amice! Probabil că ar trebui să mă duc să-mi fac un ceai. Asta da. Chiar s-a întâmplat? Hilar! Oh, bine! Dar tot avem o problemă cu părul tău. Vârfurile alea. De ce sunt așa? Stai să mă gândesc. Trebuie să am ceva pe aici. Știu! Acolo! Wow, foarte frumos! Frate, îmi place chestia asta! Cum îl obțin? Am un plan! Îl simt! Drăguț! Vreau ca ăsta să fie foarte lung! Trebuie să ajungi până la birou! Acolo! Acum du-te și adu-mi mașina de tuns! Am o singură încercare! Am văzut ținta! Țintește și trage! A fost cât pe ce? Din nou? Da! Haide, continuă! Oh, nu pot să cred că a funcționat! Să scăpăm de vârfurile astea urâte! Ce satisfăcător! E mult mai bine așa! Îți place? Cred că arăți fantastic! Dar pot să-l aranjez foarte drăguț! Nu poți da greș cu niște împletituri! Sunt aproape gata! Frumos! Dar vreau și niște culoare! Vopsea de păr în închisoare?
Cred că putem reuși. Bine, markerul ăsta ar trebui să fie de ajuns. Sper că-ți place roșul. Exact ca la coafor. Stai cu minte și nu te mișca, bine? Ei bine, ce părere ai? Arăți ca un star rock. Deci, când te gândești că am folosit doar un marker? Ce ingenioasă! Bine! Ha! Da! Oh, nu, vine! Arată destul de bine! Gata și gata! Hei, deja nu mai are cerneală? Cum e posibil așa ceva? Probabil că mai e ceva! Aha! Așa! Știam că e niște cerneală acolo! Ce s-ar face locul ăsta fără mine? Reparat! Bravo mie! L-ai văzut? Verificăm mustața. Ce naiba e la gura mea? Dă-o jos! Surpriză! La mulți ani! Ți-ai amintit de ziua mea? Ce surpriză minunată! Iubesc gogoșile astea! Ce bune sunt! Doar n-o să le mănânce pe toate! Nu? Băutura lui! Tot ce-mi trebuie e paiul! Nu a mai rămas nimic aici, ce? Am nevoie de o rochie nouă! Ai dreptate! Dar ce zici de toate baloanele alea? Și ele sunt roz! Bine că l-am luat pe micuțul ăsta! Înăuntru cu tine! L-am nimerit! Sunt sigur că n-a fost nimic! Ce bune sunt! Perfect! Ești gata? Se pare că se potrivește ca o mănușă! Îți vine să crezi că a fost un balon? Drăguț! Ce-i cu mirosul ăsta? A fost delicios! Eu, scârbos! Ce pute! Scuze pentru asta! Ce sunt toate astea? Mi-ai distrus machiajul! Repară-l! O să-l repar! Hei, mâncarea ta! Mănâncă, deținut! Poftă bună! Scârbos, nici gând! Hei, ce e asta? Wow, ce e ăsta? Cool, dar la ce-l pot folosi? Stai să mă gândesc! Chiar a durut! Bine! Ce tip ciudat! Ce să fac cu toate astea? Un șoarece? Hei, hai să folosim asta! Oh, frate, aia e brânza? Un șoarece! Pleacă de aici! Am prins-o! A fost mai ușor decât am crezut! Perfect pentru a apuca paiete! Poftim! Acum ești strălucitoare! Ca o sirenă sau ceva de genul! Sper să-ți placă! Ce frumos! Ce? Te rog, nu mă răni! Te rog! Pasează-te, frate! Ți-e frică de un șoricel, Mersi, tata. Bun, băiat! Ești fericită? Trebuie să te epilăm. Ce e aici de desubt? Jackpot! Cât de vechi sunt astea? Asta e udă! Hai să scăpăm de părul ăla! Nu te va durea! Știu ce fac! Auci! Auci! Fii blândă! Wow! Ce picioare netede! Asta clar nu se poate mesteca, ceea ce îmi dă o idee! Hai să împăturim asta! Îi plac dulciurile! Poftă bună! Interesant! Foarte interesant! Cred că e timpul pentru o gustare! Doamne! Asta are un gust puțin diferit, poate că e o aromă nouă! Îi place? Nu se poate! Oricum, ce s-a întâmplat? Ce vrei să spui? E în regulă! Ține-te bine, te ajut eu, fată! Chestia asta e groasă! Ai nevoie de pantofi! Ce tot face acolo acum? Sunt un meșter așa bun! Păcat că nu fac o meserie din asta! Mi-ar prinde bine și mie proviziile alea! Cu ajutorul chestiei ăsteia! Cine e acolo? Vin să te prind! Perfect! Acum e rândul meu! Ce enervant! Am nevoie de ajutorul tău! Acolo! Prindă!
Bună treabă! E timpul pentru materiale! Bine! Ce avem aici? Ha? Eu? Oh, ce zici de ăsta? Și de ăsta? Întâi trebuie să tai paiul! Perfect! Astea sunt tălpile! Și lipici? Am găsit! Bun și lipicios, dragă! Va ține perfect partea asta! Uite ce chestii drăguțe! Se potrivesc! Oh, wow! Ce confortabili sunt! Și sunt foarte eleganți! Categoric! Oh, s-a întors! Oh, ce s-a întâmplat aici? Cartonașul meu de Sfântul Valentin e distrus! Dulcea mea Fiona! Scuză! Am venit după fica mea! Nu! Ea a făcut asta! Ce zici de asta? Poate că te va face să te răzgândești! Ce e asta? Stai să verific! Mare Scott! În sfârșit sunt un om bogat! Ești liberă! Era și timpul! Sper să nu ne mai vedem! Mulțumesc, tati! Oh, dragă! Ți-am cumpărat o jucărie! E Ken! Preferatul meu! Hai să ne jucăm! Acum, sărutați-vă! Mai aproape! Barbie, ce e asta? Oh, Ken! Ups! Ne mai vedem! Sunt așa urâtă! O să am eu grijă de tine! Oh, Doamne! Oh. Nu o să mă mai iubească niciodată! O să te curăț eu! Îmi doresc ca baia asta să te împrospăteze! De ce ne-a părăsit? Ai grijă, e mai bine să nu vorbești! O să arăți grozav! E timpul să-ți vedem noua față! Cum arăt? Grozav! Și acum relaxează-te! Baie cu bile decorative! E așa relaxant, Barbie! Oh, simt asta! Și culorile! E timpul să te curățăm! Oh, da! Ah, ce dulce! Gata! Ce miroase așa rău? Sigur nu sunt eu! Eu? Iac! Miros rău! Nu-ți face griji, surioară! Te ajut eu! Deodorant? Mersi! Folosește-l pe tot! Miroase ciudat! Da! Un spray pentru insecte! Stai! La, la! Lumea, la, la! Nu pot să respir! De fapt, miroase chiar drăguț! Ce? Fetele! Dragă, părul tău! Auci, auci, ai nevoie de un tratament pentru păr acum! Să începem! Balsamul e așa catifelat! Frecăm în cercuri! Hei, doare! Nu pentru mult timp! Vezi? Drăguț și moale! Ușor de pieptănat! Miroase delicios! Trebuie să tai puțin părul! Și știu și cum! O să împrumut asta! Iac! Băieți sunt scârboși! Ce n-ai... Unde este? Sunt destul de sigur că l-am lăsat aici! Poate l-am uitat! O să fie așa modernă! Doar să nu tai prea mult! Nu contează! Câteva tăieturi finale și ești gata! Sunt așa emoționată! Te rog să nu te miști! Asta e partea cheie! Nici prea lung, nici prea scurt! Ultima tăietură! Wow, ce moale și cu forma perfectă! Serios? O pereche de cercei care să arate drăguț! Wow, sunt superbă! Și am avut o idee grozavă! Șuvițele sunt atât de la modă, iar cele roz sunt cele mai tari! Ești sigură? Ai încredere în mine! O nouă viață, o nouă eu! Wow, îmi plac mult! Lasă-mă să văd!
Încearcă oglinda asta. Arată mai bine acum. Desigur. Oh, ești așa frumoasă. Ce e ăsta? Păr la sub braț? Trebuie să te epilăm. Și știu cum să o facem. Știam că asta o să funcționeze într-o zi. E perfect. Frumusețea doare. Floare la ureche. Pentru guma mea. Wow, mă simt ca o păpușă nouă. Pentru ce e aia? E doar o gustare. Fac asta pentru rochia ta. Au, arăt ca o bomboană uriașă. Ce drăguț. Ceva nu e bine. Ok, o să-ți găsesc o rochie mai bună. Ce e sunetul ăla? Ce tot face Justin? Te-am prins. Ce ai minunat, Jessica? De ce nu guși tu? Desigur, da. Ce tot faci aici? Oh, Firar, Naomi, mă joc cu soldații mei, ce vrei? Dacă te joci cu soldații, atunci nu ai nevoie de dulapul lui Barbie. Așa că îl iau eu. Ne vedem mai târziu, frate. Ne-am pierdut rochile, Jessica. Cred că nu ai nevoie de ea. Eu nu plâng, tu plângi. Wow, ce deținute! Justin chiar a avut grijă de ele. Iar asta e rochia perfectă pentru ea. Wow, e așa frumoasă! Iubesc noul meu stil! Wow, e timpul pentru pantofi. Ce? Ăștia sunt prea mici. O să-ți meșteresc eu unii. Am văzut un clip DIY ușor. Am nevoie doar de un pistol cu lipici. O să-ți fac cei mai tari pantofi. Îmi arzi piciorul! Nu fi fricoasă, frumusețea doare. Acum le vopsim. Lacul de unghii e perfect pentru asta. Cizme roz roz. Hai să adăugăm niște inimi albastre. Wow, ce drăguțe sunt. Aș putea purta Gucci sau aș putea purta Louis Vuitton, dar și când nu port nimic, pun pariu că ți-atrag atenția. Bum 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 bum. Jessica, aș vrea dulapul înapoi. Nu-ți face griji, Jess. Îl iau eu pentru tine. Ce? Justin? Ce tot faci? Mă joc cu soldății. Da, sigur. Ok, probează noi pantofi, Barbie. Aș putea purta Gucci sau aș putea purta Louis Vuitton. Îmi plac mult. Dar picioarele încă mă ard. Unghiile. Gata cu lipiciul fierbinte, te rog. Un stilou 3D e ceea ce ne trebuie pentru asta. Te rog să nu te miști. Dacă ai asta, atunci de ce ai folosit lipici fierbinte? Serios? Și am terminat. OMG, ce sunt astea? Nu am terminat încă. Unghiile scurte sunt la modă acum. Slavă Domnului! Pasul final. Ce unghii frumoase! Iubesc rozul! Bună idee, surioară! Tipule, serios? Am niște unghi așa bune! Ok, acum e rândul tău! Nu! Hai să dăm o petrecere drăguță la piscină! Bună! Ai nevoie de bikini să intri în zona piscinei? Sunt permise doar costumele de baie! Oh, frate, ai auzit-o? O să-ți fac unul! O să regrete! Ăsta o să funcționeze! Are nevoie doar de tăieturile potrivite! Partea de jos e gata! Acum, hai să facem un top grozav! Îmi place combinația de roz-albastru! Clipurile DIY de pe YouTube sunt cele mai tari!
O să fie așa la modă. Iar eu voi fi un mare designer de modă într-o zi. E aproape gata. Va trebui să așteptăm puțin. Sper că e mărimea potrivită. Gata. Au, te pricepi așa bine la meșterit. Sunt mărimea perfectă. Hai să vedem ce va spune acum. Acum am bikini. Pot să stau aici? Au, bikiniul tău e mai tare ca al meu? În sfârșit, mă odihnesc după o zi lungă. Cred că am nevoie la baie. O să-ți fac o toaletă. O să fie mai dificil de făcut decât sandalele, dar îmi place să meșteresc. Și nu e știință. Scaun, gata. Hai să o stilizăm și să o facem confortabilă. Și e gata. Grozavă toaletă. Ce ai făcut? E doar o bomboană de ciocolată. În sfârșit, ultima livrare. Tipul cu livrarea, bună! Casa ta pentru păpuși a ajuns. Mai bine așa. Okay. Ia-o, e grea. Nu! Toate piesele mici. Hai să nu mai pierdem timpul. E proiectul meu preferat de până acum. Îmi place mult să asamblez. Și învârte! E greu să nu amețești. Wow, ce calitate grozavă! Și cred că e gata pentru mutare. Ei bine, niște detalii. Mobila e importantă. Casa pentru păpuși are nevoie doar de niște decorațiuni grozave. Ce casă drăguță! Unde e păpușa mea? Șosete? Nu e aici. Nu e aici. Nu. Barbie? Nu. Grijile sunt mai mici când mănânci bomboane. Unde ești? Nu! Am găsit-o! Scoate-mă de aici! Nu trebuie să vadă nimeni asta. Ce cauți aici? Mă joc cu soldații mei. Hai să-ți arăt noua ta casă. Da, te rog. Wow! E tot ce își dorește o păpușă. Cățeluș? Wow, e așa perfectă. Ei bine, bebelușul va avea nevoie de companie. Ce casă frumoasă. Da. Dar mi-e dor de Ken. Vine! Eu până m-am întors la tine. Mi-a fost așa dor de tine. Astea sunt pentru tine. Wow! Ce naiba? Drăguți pantofi. Mi s-a rupt apa. Se naște copilul? Ce o să mă fac? Lasă-mă pe mine, surioară! Doare! Barbie, trebuie să te calmezi! Auci! E timpul să scoatem copilul! Împinge, 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 împinge! E timpul pentru o treabă mai grea! E prea mult! Unde e copilul meu? E băiat! E așa frumos! Te iubesc! Avem noi aici! O dădacă nouă? O să pictez puțin. Serios? Nu. Dar aici? Ce? Aici? Ce se întâmplă?
știu ce să fac. Asta e preferata mea. E timpul să mă răzbun. O să le spun părinților tăi. Oh, nu! Auci! Nu te speria așa tare, dragă, prieteni? E o jucărie! Iubesc coșurile colorate! Wow! Ce cool! Nu contează. Acum ce mai e? Da, dacă mi-e foame, fă-mi mâncare! Mor de foame! Cum vrei! Ce să gătesc? Cartea de bucate a vrăjitoarei! Clătită, zdrobită? Hai să ne uităm la rețetă! Cred că avem toate ingredientele! E gata? Copii! E gata? Hei, de dacă! E gata? Mâncarea gustoasă are nevoie de timp! Drăguț, hai să o prăjim! Oh, pare așa reală! Lipsește ceva! Viermi! Minunat! Și genul meu de cireașă din vârf? Superb! Iac! Sunt sătul! Serios? Prefer să mă joc! Ce cool! Pot face asta cu orice! Iac! Ce e asta? Gătește pentru mine? Scârbos! Sigur o să-i placă asta! Ok, hai să încercăm! O să arate îngrozitor! Unde te duci? Am un plan! Tu vei fi noua mea jucărie! Niciodată să nu te mai porți așa cu mâna al meu! Niciodată! Sunt așa obosită! Bună! Ghiciți ce o să fac! Nu o să-i placă deloc asta! Ăștia sunt viermi? Iac! Ce se petrece? Tu! Prinde-mă dacă poți! Unde? În spatele canapelei! Vin! E timpul să mă joc! Ghici, cine e? Ce? De ce te ascunzi de mine? Unde e? Urăsc alergatul. Unde e? Ok. A fost pe aproape. Pleacă!
Ce ușor! Oh, hei! Te-am găsit! Acum vino aici! Acum e rândul meu să mă ascund. Ok. 1, 2, 3. Ha! Bine! Oh, văd ceva. Ha! Să mergem. Ha? Mă întreb unde este. Ha! Mami! Ajutor! Mami! Ajutor! Ai pierdut. E timpul să dormi. Hai să te băgăm în pat. A fost odată un monstru înfricoșător care locuia sub pat. Monstrul meu poate dormi cu tine. Ce avem noi aici? Acum e timpul să mă joc. Ce e asta? Auci! Serios? Puteai să-ți aștepți rândul, știi? Nu e corect. Oh, da! Hei, where am I? Emisiunea mea preferată! Mult mai bine. Mi se face foame. Popcorn întunecat, preferatul meu. Nu-mi place asta. Nu mai rezist. Hei! Schimb asta. Ce tot faci? Ai obosit deja? Ok. Hey. Ouch. A durut. E rândul meu acum. O iubesc. Iar ea n-amânde. O simt. Am o idee spectaculoasă. Ploaie? Copilul ăsta. Destul. Ce? Vreau asta, asta și asta. Ok. Am uitat băutura. Nu ajung. Grozav. Mână, dă-o aici. Ok. Am prins-o. Pot să fac băutura asta să arate extraordinar. Gemene. Și niște codițe. Minunat. Acum pot să duc și asta. Wow, ce de dulciuri! Wow, ce e asta? E pentru tine. Privește! Da, dacă nu pot să-mi deschid sticla. Poftim. Oh.
Trebuie să fac pipi, ha? Oh, chiar trebuie să fac pipi. Repede. Ce bine e. Ce? Monstru! Oh, nu! Hilar! Nu e amuzant? Nu mai plânge! Uite ce am pentru tine! Ce este? Privește aici! Știi că nu sunt mereu rea. O să-ți placă asta. Am văzut asta pe TikTok. Poți face onorurile și să tragi apa acum. Gata. Wow. 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 Uimitor. Mersi, dădacă. Privește aici! Ce de lumină! Ha, dansul meu preferat! Uaș! Rolly poly, rolly poly, uaș! Și dansul meu moonwalk! Yuhu! Ha! La ce mă uit? Ce părere ai? Dezastru! Privește și învață! Ce? Wow! Wow! Mami? Am găsit-o! E deschis! Fin! Fugi! Așa faci o floare! Vedeți? E atât de ușor! Wow! Ups, scuze! Yuck! Știu! Haide să mergem la un picnic! Scuze! Picnic, wow! E timpul pentru rețeta mea! Amestec totul! Nu pot uita ADN-ul unei vrăjitoare! Asta va lega totul foarte bine! Acum ce urmează? Medalionul vântului! E singurul lucru de care am nevoie! Oh, preferatele mele! Picnic! Al meu este! Hai să vedem ce avem aici! Treziți-vă acum, tufe, și dați-mi niște fructe! Mulțumesc! Cum a ajuns asta aici? Ei bine! Hei, am adus niște fructe! Mi-e sete! Hei, am rămas fără apă! Lasă-mă pe mine să mă ocup! Ploaie, ploaie, vino și te joacă! Umple acest pahar ca râul ieșit din matcă! Bine, ar trebui să fie suficient! Poftim. Mulțumesc! Cu plăcere! Cine vrea niște pâine prăjită? Controlul focului e atât de convenabil! Nu ai nevoie de tigăi! Uită-te cum se întinde brânza aia! Mâncarea e gata! Mulțumesc! Ce noroc! Acum, unde eram? Aproape am terminat cu ingredientele. Am nevoie de medalion. Ar trebui să fie pe undeva prin apropiere. Îi pot simți puterea. Uite! Salutare! Nu pot să mă înșel. Dar hai să verificăm asta din nou. De asta am nevoie. E timpul să-l iau. Da, știu. Am nevoie de... Vrei ceva de mâncare? Uite. Oricum, trebuie să plecăm. Pa, pa. Hai să o aprindem.
Să le facem o farsă. Perfect. Vine. Ce gustos. De ce s-a stins tot focul? Ce e asta? Ginger. Încă mă pricep. Încearcă din nou. E timpul să prăjim. Nu din nou. Te-am făcut-o. Tu ai fost. Îți voi da eu un foc de stins. Da? Părul meu, tu! Ești bine? Părul meu! Mai întâi vântul, acum asta? Se pare că se apropie o furtună. Trebuie să plec. Wow! Am nevoie de puterile lui! E aici! Ploaie, ploaie, du-te în altă parte, vino și Iane. E timpul pentru răzbunare. Sper că îți place un pic de căldură. Pleacă, vino. Cine a dat căldura mai tare? Ce fierbinte! Asta primești. Ginger! Ups! Ce e mirosul ăsta? E dezgustător! Miros, miros, dispar! Mult mai bine! Cum îndrăznești? Hei, oprește-te! Oprește-te! Te rog! Bine. Noapte bună. În sfârșit. Vreau gustare la miezul nopții. Ce-a fost asta? De ce e balt aici? Asta a durut. Nu se mai poate întâmpla asta. Trebuie să scăpăm de o parte din acea apă. O să explodeze. Stai, știu. Asta ar trebui să rezolve problema. Pune ăștia pe tine. M-ai prăjit. Ei bine, nu a funcționat. Noroc să fie. 99, 100. Am plictisit, sunt ocupată. Nu ești deloc distractivă. Prinde. Oprește-te. Plictisitor. Știu un joc. Podeaua este din lavă. Cartea mea! Nu! E luarcă! Eu sunt luarcă! Scuze! Ce e zgomotul ăla? E ridicol! Chipsurile astea sunt bune totuși! Ești atât de zgomotos! Asta e! Ai nevoie să ți se dea o lecție! Și tu trebuie să te relaxezi! Ce se întâmplă? Dă-l de pe mine! Asta e ciudat! Dă-mi drumul! În sfârșit! Liniște! Ultima bucată! O să mai iau niște gustări.
Turtă dulce, turtă dulce! A? Unde se duce? Ei bine, cui îi pasă? Uite-l! Asta e șansa mea! Îmi place să mă teleportez! Asta nu e cea mai bună ținută pentru această scenă! Știu! Iată-mă că vin! Acum unde e băiatul ăla? Uite-l! Delicios! Ia, ce rău miroase! Tu vii cu mine! Ești bătrâna aia! Și acum vii cu mine! Ajutor! Turtă dulce, turtă dulce, turtă dulce, am câștigat! Ești așa o ratată, bleh! Vin? Ciudat! Ce-i asta? Așteaptă! Unde se duce? Ceva e suspect! Fin, trebuie să-l găsim! Corect! Așteaptă! Felix? Trebuie să plecăm! Bine. Fin! Așteaptă! Asta mânca înainte să dispară! E ca și cum s-ar fi irosit un pachet întreg! Să vedem! Asta-i aparține lui Fin! Haide să mergem! Se termină aici! Tu ești! Ați întârziat! Nu vă puteți compara cu mine! Puterile voastre nu vor funcționa aici! Și ultimul ingredient! El meu! A fost prea ușor! În curând voi fi cea mai puternică vrăjitoare! După ce amestec chestia asta! În sfârșit! E gata! Simt puterea! Se simte ciudat! Ce? 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 Hei, nu te speria! Ce drăguță! Pisică drăgălașă, wow! Miau, miau! Sunt drăguță, sunt cea mai puternică vrăjitoare! S-a întâmplat asta! Prieteni, priviți! Această poțiune transformă vrăjitoarele în pisici! Nu a citit textul în litere mici! Ce facem cu ea acum? Ce? Am o idee! Bine, așează-te confortabil, o să fie o călătorie lungă! Miau! Pa, pa! Hei, măcar dați-mi mătura, hei! Cartea asta e plictisitoare! Atunci hai să-ți facem ziua interesantă! A durut! Cine a stins lumina? Nu! Dar nu am fost eu! Găsește-mi acest glumeț misterios! Uite-ți insigna! Da! Sigur că da! Există un nou șerif în oraș! Bună treabă, Mia! Da! Sunt de acord! Meriți un premiu pentru asta! Felicitări! Vai, mersi! Cel mai bun pierzător? Pa, pierzătoarea! Pe curând! Tu? Dar nu am fost eu! Tu! Găsește-mi acel glumeț misterios, bine? Uite-ți insigna! Da, sigur că da! E un nou șerif în oraș! Nici o farță nu e permisă sub supravegherea mea! Acum e totul în ordine? Of! Ora s-a terminat acum o oră! Tu ești glumețul? Să vedem! Nici vorbă, e tipul greșit! E timpul pentru o altă farsă! Ar fi trebuit să fii mai atentă, Mia! Acum directorul primește o schimbare de loc! O să ai mari probleme! Felicitări pentru capodopera ta! Tipul ăsta e doar obosit de la studiu! Nu! Cine a făcut asta? O să am probleme mari! Tu! În sfârșit!
dovezi concludente. Tu ești! Tu ești glumețul! O, Doamne! Sunt un monstru! Merg la pedeapsă! Nu te uita la mine! Păcălit de glumeț? Uite-l! Și acum a dispărut! M-a păcălit din nou! Îmi pare rău! Ești liber! Drumul e liber! Știi ceva? Mia merită o gustare delicioasă, dar mai întâi trebuie să plătească taxa pentru farsă. Mai întâi tai un burete în forma unei gogoși, apoi îl acopăr cu ciocolată. Vai, am folosit un borcan întreg! Acum să o facem și mai dulce! Nu poți da greș niciodată cu bomboane colorate și sirop de ciocolată. Doar toarnă totul acolo și e gata! Pot mânca asta toată ziua! O gogoașă adevărată, desigur! Wow, arată perfect! Abia aștept să-i văd reacția! Liber! Ia-ți recompensa pentru că ai fost cea mai bună elevă! Sunt cumva farse pe aici? Mie îmi pare că arată bine! Wow, o gogoașă! Probabil e cadou de la un alt admirator secret! Gogoașa asta e ciudată! Uite, este un burete, prostuțo! Iac! Nu din nou! Wow, pa! Unde s-a dus? Aici! Aici erai! Prea lentă! Întoarce-te aici! Trebuie să faci mai mult cardio! Tu, micuțule! Așteaptă! Știu cum să-l găsesc! Te voi prinde! Doar stai să vezi! Psst. Da? Nu spune nimănui, dar... știu cine e! Serios? Ești un salvator! Acum desenează-l pentru mine! A? Nu lucrez gratis, dragă! Ei bine, accepti asta drept monedă? Dulciuri! Nu mai spune! Păstrează restul! Dă-mi! Va dispărea pentru mult timp! Mersi! Cu plăcere! Ce n-ai? Cum adică nu poți desena? Am suficient de bomboane pentru toată viața! Ha? Nu atât de repede! Ce? Ce-i asta? Spune-mi cine e! Bine, nu ai auzit de la mine? Uite! Mersi! Nu se e poate! E totul bine, Mia! Doamne! Stai puțin! Ce e în neregulă, Mia? Nu pot fi eu! Doar uite-te la mustața lui! Nu știu! Poate bune! Ce copil ciudat! Cred că e timpul pentru o altă farsă! O ceașcă de cafea, exact ce-mi trebuie! Voi pune un caiet deasupra ei, apoi o voi întoarce cu susul în jos. Imaginează-ți că bei din asta! Pentru a face farsa să funcționeze, voi adăuga niște frișcă și câteva bomboane colorate. Voi adăuga un bilețel astfel încât profesorul să nu o rateze. Ceva mic de la cea mai bună elevă a ta! uite că vine! E timpul să începem o nouă zi! Încă o ceașcă de cafea de la Mia? Ce drăguță e! Ce n-ai? Ești în regulă? Ce-i asta? E inacceptabil! Asta nu e de la mine! Ți-a făcut-o glumețul? Din nou? Îl urăsc pe copilul ăla! Aș putea... Nu e rea! Te voi prinde data viitoare! I-am făcut-o din nou! E timpul să-mi duc investigația la următorul nivel! Nivelul următor, spui? Mai vedem noi! Da, interesant! Sunt atât de aproape să-l găsesc! În regulă? Să vedem ce ai! Ce tot face? Nu pot să văd! Haide să încercăm din nou! Știu! În primul rând voi evidenția circumstanțele cazului, apoi principalii suspecți. Începe să aibă sens! Dar există unul care e întotdeauna prezent pentru fiecare farsă! Directorul! Mai bine să-l adăugăm și pe el! Perfect! Eu? Asta e de rău! Și acum investigăm! Prea e preferatul profesorului! Prea perfectă! Asta nu e vinovatul! Și rămânem cu... Nu! Trebuie să fiu absolut sigură! Dar toate indiciile duc la el!
și nu l-am văzut niciodată pe el și pe glumeț în aceeași cameră. Glumețul e? Nu pot să cred! Oh, e directorul! Cum se poate așa ceva? Directorul Braxton? Am nevoie de cafea. Vine! Tot acest proces de rezolvare a cazurilor m-a obosit. Acum hai să rezolvăm acest panou. Bună încercare, Mia! Asta e o imagine drăguță cu mine, dar trebuie să dispară. Îți arăt eu fața unui adevărat glumeț. Să vedem ce ai de spus despre asta. S-a întors. Orice se poate repara cu o ceașcă bună de cafea. Stai așa. Ce n-ai? Eu sunt glumețul? Nu se poate. Aici! Sunt un glumeț! Asta e scrisul meu de mână! Nu sunt eu? Atunci cine este? Mi-a făcut-o din nou! Trebuie să găsesc dovezi împotriva directorului Braxton! Ce e asta? Doar o carte plictisitoare! Dar aici... Nu e nimic aici! Te-am prins! Nu am nimic! Ce să fac? E ceea ce cred eu că e? Este cutia cu lucruri pentru farse a directorului! În sfârșit! Hai să deschidem chestia asta! Vai, nu pot să cred! E tot ce a folosit pentru farse! El e vinovatul! Cine e acolo? Directorul nu, Braxton? Nu, doar un decupaj! Tocmai ai vorbit? Știam eu! Tu ai fost! Ai nimerit-o! Ai trecut testul! Testul ce pentru șerif! Și ai trecut cu brio! Ai prins glumețul cu mâna în sac! Mulțumesc! Iată-ți trofeul! Wow! Ăsta merge pe raftul meu cu trofee! Sunt atât de mândru de ea! În sfârșit am ocazia să mănânc o gogoașă adevărată! Directorul m-a chemat în biroul lui!